Apropo de prima masă a zilei, care știe toată lumea de când ne-am angajat la antenă, că am venit cu campania asta, e foarte important micul dejun. În primul rând îți dă energie pentru prima parte a zilei, când ar trebui să fii cel mai productiv, după aia poți să o mai lălăi. Și poți să mănânci orice, asta e foarte tare. Și, bineînțeles, după o vârstă, când începe să-ți pese, poți să mănânci orice. Alisa este în București și ne spune despre cum ne putem lua primul aport de nutrienți din zi la cea mai importantă masă a zilei, micul dejun, pe care sper să-l mâncați cu ochii la noi. Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. Am câteva idei de mic dejun. Durează mai puțin de 10 minute ca să ne pregătim, practic să avem porția de energie de care o să beneficiem pentru tot restul zilei, iar alături de mine este Cezar, expert în așa ceva. Bună dimineața, Cezar! Bună dimineața! Spune-mi, te rog frumos, ce variante de mic dejun sănătos avem? După cum se știe, cea mai importantă masă a zilei este micul dejun și trebuie să pornim cu dreptul în acest caz. Și am vrea să propunem un mic dejun sănătos și cu fructe, dar și cu ouă, pentru că avem nevoie și de calorii. Și am avea acest preparat care se numește ouă ochiuri în avocado. Acesta de aici? Acesta de aici, da. Sunt ouă ochiuri prăjite în avocado. Practic este un fruct de avocado tăiat pe jumătate. Se scoate sâmburile, se pun ouăle și se prăjesc cu totul. Este un mic dejun foarte simplu, se poate face în 2-3 minute maxim și ne dă porția de calorii și de vitalitate foarte, foarte simplu. Foarte o altă variantă ar fi bine cunoscută omletă pe care o avem, da, lângă. Este o omletă clasică cu legume. Nu încercăm să facem ceva special dintr-o omletă. Micul dejun cu ouă este foarte, foarte, foarte bun pentru aportul de calorii și îți dă un start foarte bun al zilei. E o omletă care se poate face tot așa, în 2-3 minute. E foarte simplu de făcut. Avem foarte mult timp la dispoziție. Exact. Iar aici avem pâine prăjită cu avocado? Da. Acesta se numește Avo Egg. Oul nu mai este prăjit de data aceasta, este un ou poșat în apă. Nu toată lumea mănâncă ouă prăjite, nu toată lumea vrea ulei, vrea prăjeală. De aceea am făcut un ou poșat cu felii de avocado fresh și un spread de avocado. Un avocado făcut la blender și la mixer. Mulțumesc tare mult! Deci, acestea au fost variantele pentru micul dejun. Dani, înapoi la voi! Mulțumim, Alisa. Spune lui Cezar că noi nu mâncăm pâinea prăjită cu avocado pentru că nu avem loc pe ea de caviar. Pe bogăție! Ce te uiți așa la mine?